Bună dimineața! Am pregătit și noi micul dejun, dar ce credeți că ce oră este? Este 12 și 25 imediat, deci din micul dejun să zicem că îl transformăm în prânz. Noi ne-am trezit târziu, ne-am trezit la 10 și ceva, adică băieții chiar aproape de 11, eu am dormit cu Selena și ne-am trezit la 10, băieții aproape de 11, până ne-am învârtit pe aici, până ne-am spălat, până una alta, s-a făcut târziu. Și copiii au zis că vor să mănânce ouă. Marca a mâncat cereale cu lapte, dar a mâncat cereale cu lapte așa, în ghilimele, că a luat câteva guri. Aici am făcut un ou, am mâncat puțin din el. Mi-am făcut o cafea și aici am făcut scrob. Nu știu dacă voi știți sau cum se zice la voi în partea voastră. Ou amestecat cu brânză și cu avocado. Bunica îmi făcea la țară în Asta e din fiecare partea zi. Moldovei, Asta e scrob. din partea Moldovei, scrob. Și Da. la tine tot scrob Tot se nu ia, scrob, da. da? Bogdan spală vasele, Selena se roagă de ouă ăla să mănânce, cred că i s-a și răcit că are ouă ăla făcut acolo de prima i l-am făcut, dar văd că doarme lângă el. Și să mâncăm și noi la ora asta, mă gândeam să fac ceva de mâncare, că aveam scoicile prin frigider, aveam orez, aveam paste, aveam ce să fac, dar dacă ei au vrut ou, ne-am dat și noi după ei și vom face mai târziu, nu știu, am niște orez aici. Și mă gândeam să-l fac, dar trebuie să văd ce să fac lângă. Deci eu am ăsta, îl mai am pe ăsta de la Bonduel și aș face niște orez cu ceva lângă, dar nu știu cu ce, sincer. Trebuie să văd, habar nu am să mă decid. Ori dacă nu, niște cartofi franțuzești și să-i bag, am niște smântână, am niște cartofi, am ouă și să facem ceva, habar nu am. O să vedem ce facem mai târziu de mâncare. Și noi am plecat cu niște treabă la cumpărături și să-și ia Seli ceva și o aglomerație infernală ce este. Și tu, Marc. Deci este o coadă. Ne așteptăm pe Bogdan să vină. Și e joale. Se vede că mâine seara e revelionul. Aseară m-am vopsit la rădăcină, m-a ajutat Bogdan și mi-a prins. Sunt foarte mulțumită de cum a ieșit. Bineînțeles că mi-au mai rămas pete pe piele, că nu s-a dus, am spălat și am frecat, dar nu voia să se ducă acel albastru, dar nu mă deranjează, dar mă bucur că mi-a ieșit și cred că data viitoare mă voi face cu vopsia cu amoniacă, că mi se pare că este mult mai frumos. Culorile sunt mult mai intense și rezistă mult mai mult decât, uite, se liși numără banii. Culorile sunt mult mai intense și rezistă mai mult decât la vopsea fără amoniac. Și cred că am să le schimb. Odată cu amoniac, odată fără, odată cu, odată fără. Tot așa am să schimb, să vedem ce va ieși. Seli, mergi cu uratul? Da? Mergeți amândouă? Bravo! Am venit la restaurant să plătim acontul pentru acontul. Plata integrală pentru mâine noapte la Revelion. Picabo! Nu mai stăm, că vine, facem demers. Vine ea sau cine vine? Nu, vine o colegă, a zis. Marcu, ce faci? Îți place aici? A? Mâine aici vii. Bine, nu aici, în sala asta, încolo, în spate, dar înțelegi tu. Nu, trebuie să o fac mâine. Ia uite ce frumos. Uite, Seli pe aici urcă mâine. Da. Uite, o să urcăm trebuie să o fac astăzi. Nu, uite, ai fost celălalt. Uite, covor roșu te așteaptă. Te așteaptă covor roșu, Marc. Hai. Așa, pe covor roșu, covor roșu. Munții încolo să văd frumos. Ce
Băi, băi, ce aveți? Pe mine mă bucur. S-a umflat ovazul în voi? Ai văzut pe Veselin? Da, dar am crezut că chiar nu mai... De-aia facem bana. Tu, dar n-am vorbit de acasă. Erai micuță când te aduceam la locul ăsta de joacă, vă că l-a închis. A, e China. Hai să intrăm în China Shop un pic, Sally, poate. Dar vezi, tu știi câte haine faine aduc și ăștia? Aici, locul de joacă. A, las că o să venim și la locul de joacă odată acolo. Ăla acolo care se învârte cu avionul? Hai să-l vedem pe ursuleț. Uite, fete. Ia, uite, hai să vedem globul ăla. Mai e cu zăpadă? Mai e? Nu mai e. Doamne, am ieșit într-un final de la magazin, e ora 5. Dacă nu ne-am învârtit să-și caute Selena o rochie, prin tot, prin Texu, prin Taco, prin Siene, prin magazine. Și am venit într-un final aici la Coresi, la un magazin Ice, unde am lucrat eu. Și și-a găsit într-un final rochie, că m-a terorizat cât ne-am învârtit. M-a terorizat maxim și acum mergem să gătesc acasă ceva. Și să ajung la supermarket să cumpăr ceva pentru micul dejun și să gătesc niște orez și să văd ce cumpăr de la supermarket, niște cabanos, bacon, să prăjim, nu știu, ceva, că m-am săturat de fast food-uri, de restaurante și de alte cele. Aglomerație peste tot, traficul îngreunat, aglomerație, magazine, aglomerație, coadă. Și m-a obosit foarte tare. Cel puțin cât m-am învârtit în Brintec, cine din Brașov sau din împrejurimile Brașovului și a fost în Brintec știe despre ce vorbesc. E un magazin imens, un magazin mare, asemănător, să zicem, cât este un magazin de la Dragon, de exemplu, nu știu, 1, 2, 3, 4, 5, o care este. Nu, așa e și ăsta Brintexul, tot Brintexul ăsta. Nu am găsit nimic, deci nimic, nimic, nimic. Am ajuns și noi acasă și de la Auchan mi-am cumpărat niște dischete demachiante. Aveau foarte multe feluri de dischete, doar că nu toate erau cusute pe margine și asta mă deranjează dacă nu e cusut. Și le-am găsit pe astea de la Bella cu 2,90 lei pachetul și mi-am luat două. Și dacă vă interesează, au bomboane, ăsta cu aromă de mere coapte. Nu cred că am mai mâncat niciodată sau cel puțin nu știu. 2 lei punga. Și am zis, mă, dacă tot anul ăsta eu nu am mâncat decât am câteva de la soacra ce am primit, că n-am vrut să cumpăr, nu mi-a mers codul de bare și a trebuit să renunț la Carrefour la ele. Și mi-am cumpărat cu zmeură, cu cireșe și cu mere coapte. Astea două sunt cu jeleu, astea sunt fără jeleu. Pentru marc un pachet cu Actimel. De la supermarket am luat măsline cu sâmburi, un cașcaval Dalia, așa, parizări de cristurul din ăla mare, aici am luat niște cabanos, cremvuști, da mama, ți-ai luat topitopul? Și de la Auchan am cumpărat niște suciții, că dimineața Selena se bătea cu mini pe ele. Selena mânca, Mini plângea, voia și Mini, Selena nu voia să-i dea și ei și uite așa se certa una cu alta. Hai, l-altă plângea, asta l-altă țipa la ea să plece, i-a mai dat odată o bucată, i-a mai dat încă o bucată, după aia Selena zicea, eu nu mai am, că tu mi le mănânci pe toate Mini și le-am cumpărat 3 pachete să aibă să mănânce. Ție-ți-a, ce face bebe? Vrei să cauți salam? E cabanos. Hai că facem cabanos, nu mai scoate, facem cabanos. Am venit să fac și eu niște bucle. Dacă ați văzut un video, vom petrece revelionul la restaurant și am zis că dacă tot am avut părul drept, hai să fac și niște bucle, că n-am mai avut de mult timp. Știu că îmi va lua mult timp până voi face bucle, mai ales că mi-am pocnit astăzi și o unghie și a trebuit să o dau jos, că arăta urât. Dacă voi avea timp să fac și unghia în seara, să o voi face, dacă nu mâine. Voi merge la restaurantul la care despre care v-am povestit în vlog, că voia să separe copiii unii de alții de părinți, adică copiii de părinți să-i pună separat într-o altă sală și de la 550 de lei s-a redus la 500 de lei. Va cânta Angela Rusu, vor fi foc de artificii, vor fi focuri de artificii, open bar, mâncare, tort
și așa mai departe. Doar că vor fi niște mâncăruri destul de ciudate. Foarte, foarte ciudate, care și pe noi ne-a indus așa în ceață. Va merge și tata cu noi și suntem bucuroși. Am fi vrut să mai meargă și alte persoane pe care le-am invitat, dar nu vor să vină. Și mă bucur că am ales de a merge acolo. Am mai încercat și în alte părți, la alte restaurante, doar că acesta mi s-a părut cel mai ok, mai ales că cântă Angela Rusu. În alte locuri ar fi cântat DJ și ar fi fost tot un preț destul de piperat, 4 milioane jumate, 5, 6, ceea ce mi se pare destul de mulți bani, mai ales de persoană. Aici este 500 de lei de persoană, dar dacă stai să te gândești și acasă să-ți cumperi artificiile, mâncare, băutură, nu te duce la atâți bani, dar un 300-400 de lei cu siguranță îi cheltui pentru a petrece Revelionul, și asta în cazul în care nu ajungi să petreci Revelionul la o cabană, că dacă te duci la o cabană dai 400 sau 500 de lei, dacă nu mai bine, de persoană. Și tot trebuie să cheltui ceva. Ne-am interesat să mergem la un restaurant cum am făcut și anul trecut, doar că restaurantele, majoritatea le închid la ora 9 și n-am făcut absolut nimic. Petrecerea începe la 7:30 aici și se termină parcă la 3 sau 4 dimineața. Nu știu dacă vom sta atât, dacă e în funcție de cum vor sta copilașii. Noi îl vom adormi pe Marc mâine la amiază și astăzi mi-a adormit în mașină. Astăzi ne-am plimbat o grămadă pentru a căuta o rochie pentru Selena și prin multe magazine, și abia la un magazin unde am lucrat eu am găsit o roche de la adulți, că de la copii nu am găsit nimic. Toate magazinele sunt goale. Și eu am o roche neagră pe care o voi îmbrăca. Bogdan și-a pregătit deja lucrurile și trebuie să-i mai pregătesc pentru Marcu cămășuță și să văd cu ce să-l îmbrac. Nouă ne place foarte mult restaurantul, am mai fost la el. Ne va pune la etaj undeva la balcon și numai bine că de-abia nu se vor băga copiii în picioarele oamenilor când se va dansa. Deci de sus vom vedea numai bine și oameni și cântăreața și totul. Și mâine trebuie să mergem să achităm și pentru tata, că în seara asta s-a decis. Nu avea de gând să vină, dar s-a decis în seara asta să meargă cu noi. Mâine voi achita și pentru el și încet încet să ne pregătim. Deja a trecut atât de repede luna decembrie, nu-mi vine să cred. Astăzi nu prea am avut ce să filmez, că de dimineață ne-am trezit destul de târziu, până ne-am pregătit, până am plecat, eu am condus, apoi du-te, plimbă-te prin magazine, învârte-te, fă-ți nervi, mă dureau picioarele, nu mai aveam chef, mi se făcuseră foame. În seara asta am făcut niște legume cu cabanos și cu murături lângă și am mâncat. Și am fost așa totul pe o repezială, deci nu prea am avut timp să pun mâna pe telefon, vă zic sincer, știți și voi cum este atunci când ești agitat și ai nevoie să îți faci, să-ți rezolvi treburile. Și chiar eram astăzi în Coresi și o grămadă de persoane din astea tinere ieșeau cu coșurile pline de băutură alcoolică, vă spun sincer, ceea ce pe mine m-a șocat. Pentru că în momentul în care te duci la o petrecere sau, nu știu, cabană sau unde te duci, important este să te simți bine tu ca persoană și nu să bei atât alcool după care să-ți vină să dai la rațe și să te facă să te simți rău. Aveau coșurile acelea metalice pline cu băutură alcoolică, cu Coca-Cola, cu tot felul de sucuri, dar în special băutura alcoolică era la putere. Deci avea o grămadă de vin spumant, o grămadă de whisky și ce mai avea pe acolo. Mi-aduc aminte că și eu mergeam în trecut la petreceri și se îmbătau atât de tare unii băieți încât a doua zi sau poate chiar în seara aia nu mai erau buni de nimic. Și nu înțeleg de ce nu-ți place să te duci, să te simți tu bine ca persoană sau să bei cu limită un par, două de vin, trei și apoi să pui punct. Dar unii se duc și bea atât de mult, din păcate, ceea ce nu le face bine absolut deloc. Deci, practic, nu mai petrec Revelionul sau cheful petrecere la, depinde unde se duce, dar asta este, fiecare face ce vrea. O să vă arăt imediat meniurile cu mâncarea pe care o vom primi noi și băutura, ceea ce mi se pare destul de ciudat și cred că și vouă o să vi se pare destul de ciudat ce mâncare vom avea. Sper să fie ok, că nu dau o grămadă de bani să nu-mi placă mâncarea. Mi-aduc aminte că în trecut am fost la o nuntă și a dat o mâncare atât de ciudată și
atât de nasoală era la gust acea mâncare și cu pește crud, adică aperitivul era din gelatină, făcut multă gelatină, pește crud. Eu la nunta mea am avut un meniu foarte ușor, am avut un meniu normal, un meniu cu un aperitiv normal cu chifteluțe, cașcaval, măsline, șuncă și așa mai departe. Apoi am avut sarmale cu mămăligă și cu kaiser, am avut piept de pui cu orez sau cu cartof natur, nu mai țin minte, și pește, file, nu mai știu cu ce. Deci a fost o mâncare normală cu care suntem noi obișnuiți. Eu, de exemplu, sunt obișnuită cu pomana porcului, cu ceafă de porc, cu piept de pui, cu tot felul de lucruri, dar aici vom primi rață și mușchiuleț de porc învelit în crustă de fistic, ceva de genul, ceea ce eu n-am mai auzit de așa ceva, orez, nu știu de care, adică sunt niște mâncări așa mai diferite și așa mă fac un pic așa să stau pe gânduri, sper să-mi placă. Dar mâncarea aceea de la nunta respectivă nu mi-a plăcut deloc. Deci aperitivul a fost cu pește crud. Sarmalele nu erau cum au sarmalele gustul, deci erau foarte diferite la gust. Totul a fost diferit, totul a fost oribil la gust. Dar credeți-mă că m-am interesat și la altele restaurante, nu doar la acestea. Prețul este la fel, diferă, să zicem, poate de 50 de lei, un minus sau un plus, dar mâncare cam la fel. Deci tot cu creveți, cu tot felul de lucru. Oamenii s-au schimbat și am observat că și mirii la nuntă nu mai aleg acele meniuri cu mâncare tradițională și cum suntem noi învățați, încearcă să aleagă niște meniuri diversificate, așa, cu mâncare ciudată, cu care noi nu suntem obișnuiți. La acea nuntă la care am fost, toți oamenii au fost destul de indignați de acea mâncare, pentru că noi practic plătim invitații meniul, deci dacă dai 1500 de lei de familie și meniul costă 250 de lei, tu 500 de lei îl plătești la meniu și restul rămân mirilor, deci noi plătim practic acele meniuri și totuși am fi bucuroși să mâncăm ceva ca lumea, că gratis nu primim acele meniuri, deci le plătim. Și nu am fost mulțumită deloc la acea nuntă de mâncare. În rest, muzica mi-a plăcut, tortul mi-a plăcut, dar restul lucrurilor nu. Și aici îmi place că vom avea muzică live de această artistă pe care eu o admir și îmi place foarte mult cum cântă, focurile de artificii, open bar, mâncare un pic așa să zicem, dar sper să-mi placă, chiar o să vă țin la curent, o să filmez mâine vlog și voi filma și mâine noaptea de Rebelion, sper să apuc, nu știu dacă reușesc să fac mult, dar poate un videoclip de 10 minute voi reuși să fac special pentru voi, asta mă refer separat față de vlog și nu mai știu ce am mai vrut să vă mai spun, mai voiam să vă mai spun ceva, dar cred că am uitat. Am să vă arăt imediat meniurile și am să închei filmulețul de pe acum. V-am pupat cu mare drag, să aveți grijă de voi și ne vedem la vlogul de mâine. Pa, pa! Bun, haideți să vă arăt. Deci, dă un pic mai încet, te rog. Asta e la gustare. Terină de foie, gras cu ciocolată măruie și crocant de secară. Asta nici nu știu ce este. La fel, ăsta nu înțeleg. Balotină din mus de somon, păstrăv, curcubeu și șalău de Dunăre. Deci ăsta cred că ar fi ceva icre, nu știu. Deliciile pădurii, mus de mistreț cu cimbrișor și cerb. Deci eu intru în ceață totală. Piftie de curcan cu hrean și jeleu de ardei copt pe jar. Insalata capris, salsa de guacamole cu tartar de roșii coapte și frigăruie de crevete. Mus de brânză cu cutnei de ardei copt și biscuite crispy, amuz bouché cu icre de crab, ruladă din mușchiuleț de porc cu farsă de pui și crocant de bacon. Bun, asta e la pește. Sinfonie din păstrăv curcubeu și balotină de șalău, umplută cu ratatouille de legume și creveți pe pat de risotto. Deci mi se pare atât de ciudat. Cu șampanie și legume în făină de orez. Sos suprem de unt cu capere și șofran. La fel principal, confit de rață și mușchiuleț de porc în crustă de fistic, garnisite cu morcov și porumb tânăr, cartofi la cuptor cu brânză. Bătrână, era bun. Era bun. E tânăr, dragă. Vrei bătrân? Așa, cartofi la cuptor cu brânză, sos din vin de porto și fructe de pădure, platou cu sarmale în foi de viță cu smântână și ardei iute și tort festiv. Deci ăsta este meniul. Mi se pare destul de ciudat, adică ni se pare.
La băuturi, aceste băuturi vor fi, nu mă interesează, eu nu beau așa ceva. Ce voi bea va fi cocktail non-alcoolic, clar, vin poate va bea Bogdan ceva și nu știu dacă are bere fără alcool, ceva de genul, dar... Și această cântăreață va cânta. Pentru cei care nu știți cine este Angela Rusu. 499 de lei de persoană, v-am zis că are dus, cină festivă, open bar, muzică live, foc artificii și va cânta Angela Rusu.